Campionatul național de viteză în costă va avea parte de o etapă în premieră la Straja. Traseul de 5 km și 200 de metri din Hunedoara e o noutate absolută în calendar, iar piloții s-au îngrămădit să participe. 71 dintre ei, un record pentru acest sezon, se vor afla la startul etapei de coeficient 2. Pe lângă Octavian Giovică și Emil Ghinea, aflați în luptă directă pentru titlul național, la Straja va concura în premieră și Mihai Leu. Campionul de anul trecut al categoriei 1 va veni însă cu un monopost Radical S8, așa că se va lupta pentru victorie la categoria a doua. Înainte de etapă s-a întâlnit și cu un fost coleg din box, Alexandru Lăcătuș, și al doilea român după Mihai Leu, care a luptat pentru centura mondială. Cei doi și-au adus aminte de anii de glorie și au făcut un mic antrenament chiar lângă start. Lăcătuș ar fi vrut să dea o tură cu mașina lui Leu, dar nu l-a încăput combinezonul. Crezi că s-ar fi descurcat bine în dreapta? Sunt convins că s-ar fi descurcat, dar oricum nu așa de bine ca la box. Mihai Leu îl are sânge, e un campion și în box și cred că e un campion și la raliu și trebuie să fie pentru așa ceva.